Salut, oameni buni! Și astăzi vom face logica jocului Damn Ways to Die 2. Acest joculeț nu are un mare concept. Este vorba în care trebuie să salvezi niște personaje care își pun viața în pericol, făcând lucruri periculoase. Iar tu trebuie să-i salvezi. Dacă nu reușești să-i salvezi, ei vor muri, ca să zic. Și aici acum ar fi Adrenaline, Rio Stadium, sunt multe moduri de joc și fiecare este diferit. Dacă nu mă înșel, acum ceva timp s-a adăugat un update și mai există și niște mici hărți mai speciale. Odată am nimerit și o hartă, chiar aici unde sunt eu în care trebuia să alerg și personajele erau uh, din, de pe vremea medievală. Ceea ce în mod normal nu trebuia să se întâmple. Deci a fost uh, o chestie tare, m-a amuzat. Da. Acum hai să vedem și lucrurile cam rele la jocul ăsta. Păi, primul este muzica. Dacă cumva ai volumul la maxim și, să zicem, noaptea, vrei și tu să te joci jocul acesta așa sau în orice moment al zilei, păi dacă ai volumul la maxim o să-ți biere, o să-ți biere rău. Vă las cu puțină muzică. Și cam aceea a fost muzica a jocului. Da, hai să zicem și încă o chestie bună despre acest joc. Eu nu mă plictisesc de el. Adică, dacă te-ai ce face și vrei să te joci ceva, orice, te joci jocul ăsta. Nu cred că ți-am un spațiu, e și interesant, dar cel mai bine e să-l jucați de pe telefon sau tabletă pentru că la unele minigame va trebui să înclinați device-ul și de pe calculator nu cred că va fi foarte ușor. Și da. Bă, asta e jocul. Nu e mare lucru, după cum observați, avem aici și eventuri. Îți pui aici event, când e un event, îl pui acolo și te bagă direct în event. Jocul e foarte mare. Pentru că, să zicem, prima dată, ei toți o ăștia de aici, cu tichetele, faci toate minigirimile cu steluță, dar tu n-ai terminat jocul pentru că mai chestiile astea. Chiar nu știu dacă există vreun om în lumea asta care să aibă jocul ăsta chiar terminat cu tot, cu nivele, omuleții ăștia, tot, tot, tot. E puțin cam greu, trebuie să stai ceva pe el. Și de asta zic că e un joc de care nu te poți plictisi. Da. Nu uitați dacă v-a plăcut și mai vreți să mai fac logii, să dați un like, să dați ca să vadă și prietenii voștri. Iar noi ne vom auzi data viitoare!